Lăudat să fie Domnul! Vă aduc sfinte saluturi din partea fraților de la Kitchener, cu salutul psalmului 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului, când vă rugați, când îl chemați, Dumnezeu să vă răspundă. Mă bucur să revăd familia Bârsan, care este aici în adunare, mă bucur să văd familia Leuciuc, mulțumesc fraților păstori de invitație, fratelui Florin pentru organizarea acestui eveniment, fratelui Ion Friciuc pentru primire, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Ne ridicăm cu toți în picioare, dragii mei, Sfânta Carte Biblie ne spune în 2 Cronici, capitolul 7, începând cu versetul 11. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon în noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. O familie care sluja în Africa de Sud, fratele fiind un păstor foarte renumit, de etnie albă, omul acesta implicat într-un mod deosebit în lucrarea lui Dumnezeu, a dat o criză la un moment dat. Băiatul lor, care de mic a fost împreună cu ei la multele întâlniri, a participat la convenții, la părtășii, la seri de evangelizare, la momentele frumoase care biserica le-a organizat, când a ajuns mai mare, a dat de vârsta aceea în care a putut să decidă singur, i-a spus familiei în felul acesta: eu nu mai am nimic de a face cu Dumnezeu, vreau să mă despart de Dumnezeu, injurii și cuvinte urâte spunând că vrea să se închine să slujească pe diavolul. Acestea au fost cuvintele lui. Familia speriată, panicată, îndurerată de această gravă lovitură, a sunat pe un păstor la care odată, când a predicat în zona lor, tânărul acesta a avut o reacție foarte pozitivă. A fost foarte impresionat de mesajul Evangheliei și a fost atins în seara aceea. Familia l-a sunat pe păstor și l-a rugat dacă ar fi posibil să îl caute pe băiatul lor, să stea de vorbă cu ei. El plecase de acasă, nu mai știa unde este, nu știa unde locuiește, atâta știau unde lucra. Și l-a rugat pe acest păstor dacă ar putea să meargă el să stea de vorbă cu acest băiat. Păstorul a acceptat să meargă, s-a rugat și a mers la aceea întâlnire. L-a căutat, a găsit biroul unde lucra el, desigur, acest tânăr nu știa că vine. A intrat înăuntru și fiind o clădire mai actualizată, cu mai multe geamuri înăuntru, când a ajuns în zona unde era biroul acestui tânăr, dintr-o ședință în care era implicat, a văzut prin geam pe acest păstor. A ieșit afară strigând și zbierând cât l-au ținut plămânii. A început să se îmbrâncească în acest păstor. Oamenii, colegii din clădire au ieșit afară să vadă ce se întâmplă. Și a început să strige: să pleci, să pleci, eu n-am nimic de a face cu tine. De ce te-au trimis părinții mei? Eu le-am spus că nu-L mai vreau pe Dumnezeu, le-am spus că n-am de a face cu El, să pleci din locul acesta. L-a îmbrâncit și l-a lovit și l-a aruncat pe jos. Dacă mai vii și să transmiți părinților mei, dacă va mai trimite pe cineva să vină să-mi vorbească mie despre Iisus, am să-L rănesc grav, pe tine am să te rănesc grav dacă nu pleci din locul acesta. Acest bărbat s-a ridicat, mulți acum erau adunați și se uitau la ceea ce se întâmplă și a rostit niște cuvinte. Aș face o mică pauză. Ce ați fi făcut dumneavoastră în momentele acelea? Probabil că am fi spus: mă, dacă nu vrea să audă, lăsăm în plata lui. Na, ce să-i faci? Nu vrea să audă. Asta e. Mă duc, îi spun părinților săi, ăsta e caz pierdut, Domnul cu mila. Dar acest păstor se uită în ochii lui și spune: ascultă-mă bine, poți să mă oprești pe mine să-ți vorbesc ție despre Dumnezeu, dar nu poți să mă oprești pe mine să-i vorbesc lui Dumnezeu despre tine. Îți promit că din ziua de azi,
am să mă rog lui Dumnezeu, am să mă lupt în rugăciune pentru tine, până vei ajunge să nu mai găsești nicio satisfacție în viață, până nu te vei întoarce cu fața către Dumnezeu. Vei ajunge să tremure pe tine carnea când vei păcătui, vei ajunge să urăști păcatul, vei simți că ești urmărit și îți vei pierde orice bucurie în viață până în ziua când te vei întoarce către Dumnezeu. Asta îți promit că voi face. S-a luat și a plecat. Așa cum a spus, acest păstor a făcut. A intrat în rugăciune, a luptat în rugăciune pentru acest tânăr căzut. La un moment dat, au trecut, zicea dumnealui, aproximativ 3 ani de zile. Într-o zi, când trebuia să predice într-o altă adunare, era într-un loc în care se pregătea și, spălându-și fața într-o încăpere, vede în oglindă o reflecție în spatele lui. Se întoarce și un bărbat îi spune, mă cunoști? La care îi spune, da, pe tine te cunosc. Îi zicea el, acel tânăr, zice, poți să te oprești în rugăciune. Dumnezeu m-a mântuit, m-am întors la Dumnezeu. Zicea el, din seara aceea când am plecat acasă, vreau să spun că am început să simt o frică în mine. M-am dus să fac păcatele mele, dar n-am putut sta în locul acela, am plecat acasă, simțeam că cineva mă urmărește. Când vroiam să fac păcate, nu puteam, simțeam o groază care era peste mine și ridicam pumnul către cer și spuneam, este asta cumva oare rugăciunea lui Keith Daniels? Lasă-mă în pace că vreau să-mi trăiesc viața. Dar să știi că Dumnezeu mi-a atins inima și m-am întors la Dumnezeu. Poți să te oprești în rugăciune, că Dumnezeu te-a ascultat, Dumnezeu a făcut o mare minune, m-am întors acasă, sunt împreună cu mama și cu tata, slujim împreună și acest băiat a devenit și el un misionar și a slujit pe Dumnezeu. Mare este puterea rugăciunii, dragii mei. Zicea apostol Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Doamne, în această seară, sfințește întreaga adunare și fie în locul acesta, pretutine în bisericile noastre, oameni neprihăniți, a cărei rugăciune cu impact și cu putere să facă minuni din partea lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta. Dragii mei, este un adevăr biblic. Psalmul 65:2 spunea, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Nu vi se pare interesant că la momentele de criză până și ateii se roagă? Auzi pe unul care mai se facă un accident, nu crede în Dumnezeu, dar strigă și el, oh my God! Toată lumea când e la încurcătură e în stare să zică ceva despre Dumnezeu. Observați că Biblia afirmă, tu asculți rugăciunea și din cauza aceea Biblia afirmă, toți oamenii vor veni să-L caute pe Dumnezeu. Dintre toate disciplinele spirituale, probabil cea mai dificilă pentru noi este disciplina rugăciunii. Că vorba fie să stai într-o cameră singură, plecat pe genunchi, să vorbești în vânt, fără să vezi pe nimeni, fără să auzi pe nimeni, păi chiar trebuie să fie ceva acolo, ori chiar nebunie totală. Că dacă ar fi să citim din Biblie, măcar intelectual suntem stimulați, învățăm ceva. Dacă ar fi să postim, măcar pentru siluetă ne face bine. Măcar pentru medicină și pentru partea aceea fiziologică ne face foarte bine. Dacă ar fi să cântăm, ne înveselește inima. Dacă dăm bani la un sărac, măcar ne simțim și noi bine că am făcut ceva în folosul altei persoane. Dar rugăciunea? Să te rogi? Să stai în rugăciune când nu vezi pe nimeni, când nu te aude nimeni aparent, cel puțin vizibil pentru tine? Pe asta ori reală, ori cea mai fanatică lucrare din toate care noi le putem face. Și de aceea, dragii mei, cu privire la rugăciune, se dau cele mai mari lupte și cele mai mari confruntări să ne depărteze de ele. Mai ales dacă luăm și sintagma care unii o pun și întrebarea, legitim, am zice noi, păi dacă Dumnezeu este suveran, de ce ne mai rugăm? Și dacă eu mă rog, pot să-L schimb eu pe Dumnezeu? Păi Dumnezeu din veșnicie, Dumnezeu nu se schimbă, tot puternic era și în veci rămâne Dumnezeu. Păi ce rugăciunea mea schimbă pe Dumnezeu? Și aceste provocări, afronturi la rugăciune, de multe ori taie din viața noastră aceea putere, elan și curaj de a ne ruga înainte lui Dumnezeu. Măcar că, dragii mei, vreau să vă spun un lucru, o observație foarte interesantă. Nu sunt primul care o fac, de multe ori am făcut-o mulți. Dacă ne uităm în viața Domnului Iisus, în relația cu ucenicii, la un moment dat l-au văzut învin morții, l-au văzut făcând minuni mari, l-au văzut vindecând leproșii, l-au văzut deschizând ochii orbilor, ce n-a făcut nimeni niciodată. Dar într-o zi, văzându-L cum se roagă Domnul Iisus Hristos, ucenicii spun în felul acesta, Doamne, învață-ne să vindecăm, nu?
Că noi am vrea să facem școli de vindecare, că avem nevoie de ele. Că ar fi bine să mai învățăm cum e cu chestia asta, cu vindecarea, cu căzutul pe spate, cu toate la oaltă. Doamne, învață-ne, Doamne, cum să sporim în bani, cum să predicăm mai bine. Întrebarea a fost aceasta, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Au văzut în rugăciunea Domnului Iisus ceva atât de profund, atât de puternic, atât de autentic, de real, încât au fost mișcați și au spus, Doamne, minunile-s minuni, dar rugăciunea asta o vrem și noi, învață-ne să ne rugăm. Și o zic în această seară, Doamne, învață-ne pe noi, biserica Ta, să ne rugăm. Pune în noi acele lani și dorință să ne închinăm înaintea Ta. Ascultați-mă bine, dragii mei, n-avem nevoie de școli de vindecare, avem nevoie de stăruință. Avem nevoie să ne întoarcem înapoi la rădăcina bisericii, că biserica a început în stăruință, a continuat în stăruință. De 100 de ani, biserica penticostală stă în rugăciune și insistă în stăruință. Doamne, mai lasă har în rugăciunile noastre. E nevoie de putere în rugăciune. Vrem să observăm din viața lui Solomon această întâmplare, text care mi-a fost repartizat în această seară, cum arată rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu și, de altfel, ce vrea Dumnezeu de la noi când este vorba de rugăciune. Solomon, de altfel, face, dragii mei, o rugăciune în care a enunțat multe cerințe, în care a enunțat multe situații, dacă se va întâmpla să fie așa. Dar cel mai important, Solomon face o rugăciune care este în conformitate cu voia lui Dumnezeu. În 2 Cronici, capitolul 6, cu versetul 17, împlinească-se, dar, Doamne, Dumnezeul Israel, făgăduința pe care ai făcut-o robului Tău, David. Versetul 20, ochii Tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele Tău. Nu s-a apucat Solomon de capul lui să facă o lucrare, că așa a gândit el că trebuie făcut. Dumnezeu vorbise și Solomon doar împlinise ce a vrut Dumnezeu. Rugăciunea aceasta se împletea împreună cu voia lui Dumnezeu. De aceea aceste rugăciuni întotdeauna au efect. Ei, dragii mei, tema care ne este dată în această seară este rugăciunea, strategia Domnului pentru biruința omului. Suna mai interesant în engleză, dar mai românesc cam așa ar suna mai bine pentru noi. Rugăciunea, strategia Domnului pentru biruința omului. Ne uităm pe scurt la trei lucruri. Motivația rugăciunii, adică de ce să ne rugăm, modalitatea rugăciunii, cum să ne rugăm și modelul rugăciunii pentru ce să ne rugăm. Haideți să le observăm. În primul rând, motivația. De ce să ne rugăm? Dacă suntem chemați la rugăciune, dacă se tot insistă din partea fraților că trebuie fraților să mijlocim, să ne rugăm, de ce să ne rugăm? De ce să ne rugăm, motivația rugăciunii? Ne spune în versetul 13, când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, vorbește Dumnezeu. Știți ce este interesant, dragii mei, în această expresie care o face Domnul? Aceasta era rugăciunea lui Solomon. Mai devreme, dacă vă întoarceți, din capitolul 6, versetul 14, până în versetul 42, pentru noi, cel puțin scris în Biblie, avem două pagini în care se cuprinde rugăciunea lui Solomon. O rugăciune lungă, complexă, cu multe detalii. Cel puțin în versetul 26 spune în felul acesta, când cerul va fi închis, nu va fi ploaie, din pricina păcatelor lor și împotriva ta, dacă se vor ruga în acest loc, dacă vor da slavă numelui tău și dacă se vor întoarce la păcatele lor pentru că îi va fi pedepsit, ascultă-i din ceruri. Spune în 28, când vor fi în țară foametea, ciuma, rugina de grâu, malura, lăcustele, un soi sau altul, când vrășmașul va veni. De fapt, dragii mei, tot ce s-a rugat Solomon, Dumnezeu preia în ceea ce îi vorbește înapoi. Adică, dragii mei, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și Dumnezeu nu doar ascultă rugăciunea așa, carte blanche, o expresie care o face noi ascultată. Dumnezeu ascultă detaliile rugăciunilor noastre. Motivația noastră în rugăciune este că avem de-a face cu un Dumnezeu care se uită la fiecare detaliu al vieții noastre, fiecare nevoie enunțată, exprimată. Dumnezeu aude și Dumnezeu vede, lăudat să fie numele. Dacă ne-am rugat în vânt, dacă am face doar pledoarii și ar veni un răspuns, da, mă îndur de tine,
N-am avea mult curaj, dar când Dumnezeu îți ia cuvintele spuse, enunțate și ți le dă înapoi ca replică spunând, ți-am ascultat fiecare vorbă în parte, ai curaj că Dumnezeul acesta este viu și vede, lăudat să fie numele Său. În înțelegerea ebraică, dragii mei, rugăciunea însemna o pledoarie în fața unui Dumnezeu care vede. Citiți Psalmul 115, Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Zeii lor, idolii lor, au urechi, nu aud, au ochi, nu văd, au nas, nu miroase. Adică sunt incapabili să facă nimic pentru că sunt doar creațiile oamenilor. Dar noi avem un Dumnezeu real care stă pe tron, care coordonează întreg universul, în mâna căruia stă toată puterea în cer și pe pământ. Și Dumnezeul acesta îmi ascultă mie rugăciunea. Pentru asta eu zic, mărit să fie Domnul. Dragii mei, motivația rugăciunii este că am un Dumnezeu care mă ascultă. Dar mai mult, am un Dumnezeu care vrea să părtășească împreună cu mine. Zice versetul 11, când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce spusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Aceea relație de întâlnire, de părtășie, de moment apropiat de Dumnezeu, Domnul spune, vreau în momentul rugăciunilor voastre să fiu prezent cu voi, să vă ascult, să părtășim împreună. Mai mult, observați o expresie extrem de interesantă. Versetul 15 și 16, ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca neamul meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea întotdeauna ochii și inima înspre locul acela, în locul acela. Dragii mei, Dumnezeu nu are nici ochi, nu are nici inimă, nu are nici mâini. Dumnezeu este Duh, Dumnezeu nu este un om, nu este o persoană. De aceea nu avem voie să îl pictăm pe Dumnezeu. El nu poate fi pictat, nici că nu poate fi închipuit de mintea omenească. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, se închină în Duh și în adevăr. Dar pentru accesibilitatea înțelegerii noastre, Dumnezeu folosește aceste expresii ca să ne demonstreze ceva tainic, dar profund în lucrarea rugăciunii. Gândiți-vă, dragii mei, ochii mei se uită, urechile mele aud, mai mult ne spune Biblia că Dumnezeu vrea să fie acolo, să locuiască, dar inima Lui va fi acolo. Inima pentru noi reprezintă compartimentul sentimental. De aici am zis noi că izvorăsc acele valențe ale relațiilor noastre. Iubim, simțim aproape unii față ceilalți, de la inimă, zice noi că pornește. De aceea, dragii mei, când enunță Dumnezeu, inima mea va locui acolo, reprezintă acea relație strânsă cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să părtășească împreună cu noi și Dumnezeu în părtășia rugăciunii tale vrea să fie acolo, să-i simți, dacă vrei, inima lui Dumnezeu. Nu este har mai mare decât Dumnezeul Universului, pe care toate le-a creat cu mâna sa, pe care toate le ține în mâna sa, dacă vreți într-o expresie umană, să se oprească, să stea la părtășie împreună cu tine. Ăsta e un mare har. Dumnezeul Creator stă în părtășie cu mine. Asta se întâmplă în rugăciune. Mărit să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, motivația rugăciunii, de ce să ne rugăm? Este pentru că avem șansa să stăm în audiență cu Împăratul. Avem șansa să stăm în părtășie cu Cel care este veșnic viu și care face lucrări de slavă. De aceea noi stăm la părtășia rugăciunii. Asta e motivația. Dar în al doilea rând, dragii mei, mai vine o întrebare. Care este metoda, dacă vreți, modalitatea în care noi ar trebui să stăm în rugăciune? Adică, cum să ne rugăm? Bun, am înțeles că dacă e vorba să ne rugăm, ne ascultă Dumnezeu, fain. Dar cum să ne rugăm ca să putem să fim primiți de Dumnezeu și ca să stăm în fața lui Dumnezeu, modalitatea rugăciunii? Spune versetul 14, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, expresia aceasta înseamnă că aparține lui Dumnezeu, este proprietatea lui Dumnezeu. Când se folosește expresia, este chemat numele meu și s-a pus numele meu, asta înseamnă un sigiliu din partea lui Dumnezeu. Poporul acesta aparține Domnului, este a lui
în totalitate. Dacă peste acest popor, peste care s-a pus numele meu, se va smeri, se va ruga, se va căuta fața mea și se va bate de la căile lui cele rele. Dragii mei, aceste patru elemente compun patru valențe ale atitudinii rugăciunii. Când este vorba despre rugăciune și dacă vorbim despre modalitatea, dacă vreți, dragii mei, cum să ne rugăm, atunci ar trebui să înțelegem că aici implicăm atitudinea de rugăciune. Nu neapărat, dacă vreți, mecanica, ci atitudinea. Și aceste patru laturi prezintă patru fațete ale aceleiași atitudini. Într-un cuvânt, am putea folosi cuvântul smerenie. Observați, dacă se va smeri, cuvântul se va smeri ar insinua dependență. Asta înseamnă că eu nu pot face nimic fără Dumnezeu. De aceea mă duc în rugăciune recunoscând că din mâna Lui vin toate. Și eu nu fac o mișcare, nu fac un pas, nu fac o decizie până nu se implică Dumnezeu să-mi dea undă verde, să-mi zică Domnul ce să fac. Nu înseamnă, dragii mei, dacă vreți, o stare de copilărie în care devenim într-o confuzie totală, ci noi avem o relație vie cu un Dumnezeu viu care vorbește și așteptăm zilnic călăuzirea Lui ca să nu greșim. Știți cât de bine ar fi între noi dacă am așteptat mai mult călăuzirea lui Dumnezeu? La un moment dat, fratele Ștefan Iag, un mare proroc din zona Lugojului, a fost chemat de niște oameni să meargă să facă o ungere cu un de lemn. Au venit de la distanță foarte lungă și oamenii aceștia aveau o criză foarte mare acasă. Au insistat, pledând, să vină împreună cu ei. Când au ajuns, desigur, cum era în vremea aceea, neanunțați, fără telefon, au venit cu trenul dimineața să meargă împreună cu el înapoi, în zona lor, să facă ungerea cu un de lemn. Când au ajuns la dumnealui, spune, dați-mi un moment. Și pleacă capul în jos, închide ochii, face o rugăciune și le spune, nu vin cu voi, mă duc la lucru. Oamenii frustrați, frate, stai un picuț, dar păi cum, am bătut toată lumea, am venit până aici, avem nevoie să vii cu noi, e o nevoie reală, frate, trebuie să vii să faci ungerea. Oameni buni, Dumnezeu nu vindecă persoana aceasta, mă duc la lucru, pace Domnului. Și-a plecat. Dragii mei, știți că sunt momente când Dumnezeu are un plan specific și Dumnezeu nu schimbă planul că sunt eu, Andrei, sau ești tu, Mitică. Dumnezeu are planul său și face voia sa în toate. Dragii mei, noi putem, dacă vreți, în sens uman vorbind, să înduplecăm pe Dumnezeu, dar sunt momente când Dumnezeu, prin suveranitate, nu vrea să schimbe planul. Mi-aduc aminte despre fratele păstor Cornel Bârsan, fostul păstor a bisericii noastre. Ne vizitase fratele Vasile la Calafindești, moloșul la Calafindești, un om al lui Dumnezeu folosit de Domnul într-un mod deosebit, un proroc al Domnului. Și fiind noi la adunare, în părtășie la o familie, în casă, în părtășia cu frații la rugăciune, spune în felul acesta, în mijlocul bisericii se pune un sicriu, dar este un suflet însemnat. Și îl bate pe piept cu mâna pe fratele Cornel, la care dumnealui întreabă, dar dacă noi ne rugăm, se poate schimba planul? Nu. Planul este hotărât, dar este un suflet însemnat. Și iar îl bate pe piept cu mâna pe fratele Cornel. Frații de față au întrebat, oare ce avea fratele Vasile Moloș de lovea pe piept cu mâna pe fratele Cornel? Fratele avusese de la Domnul că pe fratele Cornel, Domnul îl cheamă acasă. La vremea aceea n-am înțeles lucrarea. Asta a fost în februarie 2019. În iunie 2019, acel plan care nu putea fi negociat s-a împlinit. Dumnezeu a chemat acasă acest lucrător deosebit care l-a dus în împărăție veșnică. Dragii mei, sunt momente când Dumnezeu hotărăște El ce vrea să se întâmple. Și dacă noi n-avem călăuzire, riscăm să greșim, ne ducem cu bravur înainte, mergem liniștiți că așa trebuie să fie. Dragii mei, noi avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu și aia vine când stăm în smerenie. Asta înseamnă dependență. Depind de Dumnezeu, nu fac nimica fără Domnul. Am participat la o rugăciune de eliberare împreună cu fratele păstor Daniel Bârsan, băiatul fratelui Cornel, acum actualmente păstor de tineret al noi în biserică. Am fost împreună cu el într-o familie să facem această rugăciune. Premergător am insistat împreună cu Consiliul Pastoral al Bisericii, am discutat, ne-am rugat împreună, dar n-am găsit acea biruință. Rugându-ne încă o dată să primim o călăuzire clară de la Domnul, când am fost chemați de aceea familie, am primit de la Domnul acea undă verde să mergem la rugăciune. Am intrat în acea insistență,
Trei rugăciuni am făcut consecvente una după alta și la treia rugăciune Duhul Sfânt a intervenit și a dat eliberare. Persoană care nu vorbise de aproape 3 ani de zile, care avea o stare ca de blocaj mental, nu putea vorbi, nu mânca, nu făcea nimic în casă. În timpul rugăciunii s-a înseninat fața, a început să vorbească în alte limbi și când s-a încheiat rugăciunea am fost întrebat ce s-a întâmplat. Nu știu, atâta știu că un nor s-a ridicat de pe mintea mea și am simțit o pace. A venit Duhul Sfânt, la lucru mărit să fie Domnul. Dragii mei, asta înseamnă să fie călăuzire de la Domnul. Dacă vreți, modalitatea rugăciunii, cum să ne rugăm, este printr-o stare de dependență, de smerenie în fața Domnului. Doamne, dă-ne această calitate, că suntem așa de bine echipați, educați, deștepți, diplome mari, avem renume, avem bani, avem de toate, dar prea puțin mai avem aceea calitate a smereniei în care Domnul să-și proslăvească numele, căci eu sunt blând și smerit cu inima, zicea Domnul Iisus. Și, dragii mei, celor smeriți, Domnul le dă har. Doamne, dă-ne și nouă har în această seară. Apoi ne spune Biblia, dragii mei, dacă se va ruga. Aspectul acesta înseamnă o încredere deplină, adică să pronunți, să enunți ceea ce ai nevoie, nu să proclami, să enunți ceea ce ai nevoie. Asta înseamnă că tu crezi cu adevărat că ești ascultat și Dumnezeu chiar face ceea ce tu vorbești înaintea Lui. Asta înseamnă să te rogi, o încredere totală. Gândiți-vă, dragii mei, la rugăciuni exprimate în fața lui Dumnezeu. Dacă eu știu că El este chiar acolo și chiar mă ascultă și rugăciunea mea este primită înaintea Lui, atunci am curaj explicit să vin în fața Domnului. Că deseori se întâmplă, dragii mei, că nu avem acel curaj să vorbim lui Dumnezeu și nu ne rugăm pentru că nu avem credința că El chiar ne ascultă. Dacă îi spun la Dumnezeu, chiar mă ascultă Dumnezeu? Da, Biblia afirmă că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și argumentase mai devreme, cuvintele lui Solomon în rugăciune, Dumnezeu îi le repetă când vine să vorbească cu El. Acele detalii minuscule, am zice noi, Dumnezeu le-a ascultat. Domnul ascultă rugăciunea, mărit să fie numele. În al treilea rând, dragii mei, dacă va căuta fața mea, adică asta înseamnă obediență, ascultare. Asta înseamnă o întoarcere către Dumnezeu. În 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 12, spune cuvântul Domnului. Hai la versetul 10. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Să cauți fața Domnului înseamnă să te aliniezi cu ceea ce vrea Dumnezeu, cu dorințele lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii în acord cu Dumnezeu, să fii în totală ascultare de Domnul. Despre marele om, George Mueller, se spunea că avea o viață de rugăciune extrem de profundă. Atât de profundă încât avea el o expresie. Dacă ar veni regina Angliei să bată la ușă acum, să vrea să vorbească cu mine și eu sunt în rugăciune, să aștepte regina, eu vorbesc cu împăratul. Asta înseamnă obediență. Asta înseamnă o stare în care ai o deplină ascultare de Cel care este Dumnezeu. Dragii mei, când astfel te rogi, cu o astfel de atitudine, rugăciunea are valoare, rugăciunea are sens, rugăciunea este ascultată. Spunea Domnul, dacă se va abate de la căile sale rele. Și aici îmi implica ideea de mărturisire. Și, dragii mei, fac o remarcă pe scurt, e lung de explicat, dar pe scurt. Mărturisire, ascultați-mă bine, nu înseamnă spovedanie. Prea mult ne-am obișnuit cu mărturisirea să fie doar o spovedanie. Frate păstor, am făcut, na, Doamne ajută, lasă-mă în pace, plec acasă. Adică mi-am descărcat povara, problema mea și plec mai departe ca și cum nu a fost nimic. Asta nu-i mărturisire, asta e pur și simplu spovedanie. Mi-am împărtășit secretele mele altuia și mă duc mai departe. Mărturisirea în conceptul biblic, cuvântul original, înseamnă a vorbi la fel. Asta înseamnă mărturisire. Cu cine să vorbești la fel? Cu Duhul Sfânt care luminează cugetul meu. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel. Și când Duhul Sfânt acționează asupra minții mele, îmi iluminează mintea mea, îmi arată cine sunt eu, cine este Dumnezeu, ce am greșit și ce vrea Domnul de la mine. Și eu mărturisesc, zic așa, Doamne, e adevărat,
Ce spui tu este adevărat. Vrednic de crezare ești tu, greșit sunt eu, Doamne. Al minteri, pe el îl fac mincinos, că eu n-am greșit cu nimic, că aia nu-i păcat. Dacă Duhul Sfânt mă luminează că este o problemă, mărturisirea înseamnă să vorbim la fel, ca să intrăm în acord și să avem un pas de ieșire din impasul în care suntem. Al minte, dragii mei, ne tot spovedim și tot ne ieșim din luptă. Nu vi se pare ciudat? Se mărturisește de 10 ori și în același păcat cade înapoi. Pentru că aia înseamnă doar o repetare a unor sintagme, nu o realizare a unei lucrări profunde a Duhului Sfânt asupra minții omului. De aceea, rugăciunea comportă aspectul mărturisirii, în care eu înțeleg că Dumnezeu mă cheamă la sfințire, la o trăire curată cu Dumnezeu. Știți cât de sfânt este Dumnezeu, dragii mei? Noi așa ne blocăm în niște lucruri, că spunem că azi, las că am mai evaluat, am mai evoluat, am mai crescut, nu mai pocăința aia care a fost, măcar că Dumnezeu e același care a fost. Că v-aș întreba în această seară, dacă ar fi să facem o rugăciune pentru bolnavi, ați vrea să mai vindece Dumnezeu? Nu vreți, na. Dacă nu vreți să ne rugăm. Dar dacă ar fi să ne rugăm și ar fi cineva bolnav, ați vrea să vindece Domnul, dragii mei? Păi noi cântăm, mai adă Doamne acele vremuri din trecut. Dar vă întreb, s-a schimbat Dumnezeu? Păi Dumnezeu e același ieri, și în veci, mărit să fie numele. Dar ne-a schimbat noi în pocăința noastră. Mulți ani în urmă, fratele Vasile Opriș, un om care la 7 ani a fost botezat cu Duhul Sfânt, la 7 ani a primit dar de prorocie. Merge împreună cu tatăl său la 11 ani într-o altă biserică și când ajunge la ușă la biserică, conducătorul de atunci îl oprește la adunare și spune așa: băiatule, ai ceva de mărturisit înaintea Domnului? La care el spune la 11 ani: frate, nu am. Sigur n-ai nimica de mărturisit? Frate, nu am. Sigur n-ai nimica de mărturisit? Tatălui acum se ofticase un picuț, el nu găsește ce să mărturisească. La care fratele îi spune, era proroc: îi adevărat că ai darul Duhului Sfânt. Îi adevărat că ai darul Duhului Sfânt. Dar e tot atât de adevărat că și tu ai nevoie de mărturisire ca toți ceilalți. Adu-ți aminte că acum câteva zile te jucai cu copiii afară și ai spus unui copil: porcule. Zicea el pe loc, pe mi-a adus aminte. M-am supărat pe unul și am spus: porcule. Pentru acel cuvânt, pe un copil la 11 ani, Duhul Sfânt l-a oprit la ușa adunării ca să mărturisească. Oare dacă ar fi să ne radiografieze Duhul Sfânt această seară, cât ar fi noi să mărturisim înaintea Lui? Doamne, ai milă de noi și ne sfințește. Doamne, ne spală și ne liberează. Și ascultați-mă bine, unde este o dorință vie de apropiere de Domnul, acolo Duhul Sfânt lucrează, acolo Domnul dă biruință, acolo rugăciunea este ascultată. Și în ultimul rând, dragii mei, modelul rugăciunii. Pentru ce să ne rugăm? Nu-i la fel cu de ce să ne rugăm, de ce este motivația. Acum, pentru ce este modelul, ce cerem în rugăciune, conținutul rugăciunii. Sigur, dacă vorbim despre conținut, îmi zice noi, învață-ne rugăciunea care lucrează. Că Domnul a spus Tatăl nostru, ortodoxi spun Înger, Îngerașul meu. La un moment dat un frate a fost chemat, un păstor, a fost chemat la o familie de ortodoxi. Le murea vaca. Și omul sărac, în durerea lui, l-a chemat pe fratele să-l ajute în rugăciune. Băi, nu știu cum să fac, dar moare vaca. Ajută-mă, fă ceva, că am nevoie pentru copii. Era vremea aceea grea în România. La care fratele, sub călăuzirea Duhului, zice, facem o rugăciune. A, pentru oameni ne rugăm, dar pentru animale nu chiar nu ne rugăm noi. Dar ne rugăm la Dumnezeu. Începe în rugăciune și ortodox începe. Înger, Îngerașul meu, roagă-te la Dumnezeu. Fratele spune, măi, omule, oprește un picuț. Ce rugăciune e asta? Păi mă rog la Dumnezeu. Tu ce ai nevoie? Păi să-mi trăiască vaca. Păi spune la Dumnezeu așa. Și apoi începe omul săracul. Doamne, am nevoie de vacă. Doamne, lasă-mi vaca la copii. Doamne, fă să fie bine vaca. Minune mare. Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și vindecă vaca. Dragii mei, rugăciunea este când îi exprim în fața Domnului ce ai nevoie. Ăsta e conținutul rugăciunii. Și sunt 3 expresii simple. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Îl voi asculta. Știți că Dumnezeu ascultă fiecare rugăciune? Nu sunt rugăciuni speciale, rugăciuni care sunt mai puțin speciale. Dumnezeu fiecare rugăciune o ascultă. Dacă am înțelege asta, am avea mai mult curaj la rugăciune. O soră într-o zi spăla vasele acasă și se oprește așa din munca ei, spune: Doamne, oare Tu mă vezi pe mine după toată truda care o fac în casă? Mă vezi pe mine cât trag pentru copiii aceștia, cât spăl, cât greu trag pe lângă ei? Doamne, mă vezi pe mine aici că, uite, alții fac lucrări frumoase, dar eu nu mă îngrijesc de familie. Seara aia merge la rugăciune și în timpul rugăciunii, prin Duhul Sfânt,
vorbește un proroc. Femeie, te-am văzut acasă când te-ai rugat și m-ai întrebat dacă te văd și pe tine în munca acasă care o faci. Da, femeie, te-am văzut, te ascult și pe tine. Dragii mei, nu-i rugăciune prea banală la care Dumnezeu să nu asculte. Dumnezeu, ca un tată bun, se îndură de noi copiii săi și ar fi bine să prindem curaj înțelegând că nu-i lucru prea greu, prea mare, prea mic, prea complicat să mergem înaintea Lui. Domnul ascultă rugăciunea, mărit să fie numele. Îl voi asculta, îi voi ierta păcatul, mă întorc la mărturisire. Dacă am simțit acea eliberare, știți ce minune ar face Dumnezeu? Eram la stăruință cu fratele Vasile Hozan, în altă biserică, în altă țară, și fiind împreună la rugăciune, la un moment dat, un băiat, parcă nu trecea peste prag, nici măcar nu intra sub cercetare. Rugându-ne pe lângă el, Duhul Sfânt face de cunoscut că trebuie să facă o mărturisire. L-am oprit și i-am spus ce zice Domnul. El spune, nu mulțumesc, noi nu batem nimeni să mărturisească, nu forțăm pe nimeni. Doamne ajută, rog de mai departe. Ne-am continuat seara mai departe, dar băiatul nu intra sub cercetare. Înspre gata serii, când se cam termina rugăciunea, mă bate cineva pe umăr. Băiatul spune, auzi, vreau cu tine și cu moșul ăla să fac mărturisirea. Bine, mă frate, ieșim afară într-o cameră, stăm un picuț de vorbă împreună. Și începe el cu mărturisirea. Acum, fraților, mărturisiri de fel de fel primim. Mă, când îți mărturisiri așa mai banale, spune, Domnul să te ierte. Dacă îți mai grele, spune, mă, Domnul să te ierte, dar Domnul să te ierte. Auzim mărturisirea asta foarte complicată. Mergem înapoi înăuntru, îl încuvințăm, că Domnul iartă, că dacă ne mărturisim, Domnul e credincios și drept și ne iartă rău și păcat. Intrăm înapoi în adunare și în câteva minute acel băiat începe să vorbească în alte limbi. Frumusețea, știți care a fost? S-a terminat rugăciunea, el continua să se roage. Noi am ieșit cu frații, mergem la masă undeva într-o sală alăturată la biserică și când am venit apoi în sanctuar să ne luăm Biblia, să plecăm acasă, el încă era în față cu mâinile pe sus, lăuda pe Dumnezeu în alte limbi. Dragii mei, dacă ne-am mărturisit, n-aveți idee ce har am vedea noi în adunare. Dacă am dat la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne, aceste lucruri care ni se par banale, dar sunt piedici în calea noastră să-L vedem pe Dumnezeu, ar coborâ Duhul Sfânt și ar fi o mare bucurie la Biserica Betel. Doamne, fă-o în această seară, dacă se va mărturisi. Și apoi zice, dragii mei, voi vindeca țara. Știți că nu sunt nevoi prea grele pentru Dumnezeu? Sunt nevoi care mergem la Dumnezeu și sunt nevoi care mergem la spital, că asta nu-s chiar de Dumnezeu. Știți că nu-i nevoie prea grea pe care să nu o rezolve Dumnezeu? Dumnezeu și azi mai face minuni, mărit să fie numele. Ascultați-mă bine, eu sunt un penticostal înrăit. Pe mine nu mă schimbă nimeni că Duhul Sfânt nu lucrează. Eu sunt atât de convins că pentru mine cesaționismul este o idee chiar foarte străină. Eu l-am văzut pe Dumnezeu făcând lucrări de slavă. Vă zic numai una și închei. Dragii mei, o mamă tânără din biserică, la noi, are niște pietre la fiere, dureri foarte mari, nu poate mânca, nu poate dormi noaptea, groaznic. Cere după o lună de zile de chin, în care în fiecare seară voma, dureri foarte mari, se face mungerea cu un de lemn. Doctorii au spus că n-au ce-i face, doar se scoată fierea și aia când vor avea timp, că e programare la operație, câteva luni de zile în față. Până atunci ia medicamente de durere. Și cu medicamentele nu treceau durerile. Și într-o seară mergem noi acasă cu frații slujitori și facem o rugăciune cu ungere cu un de lemn. Ne rugăm simplu, ca la rugăciune. Am chemat numele Domnului. Nu facem incantații, nu țipăm, nu facem altceva decât ne rugăm la stăpânul. Și am plecat acasă. Minunea, știți care a fost? A doua zi dau un mesaj, cum te simți? De aseară, de la rugăciune, până în ziua de azi, până în dimineața asta, nu m-a durut nimic. Am mâncat, am băut, n-am avut absolut nimica. Mai trec câteva zile și o întreb din nou, cum te simți? Din ziua de la ungere, nu mai am nicio durere. Mai trec câteva luni și merge la spital și fac chiar analize și spun în felul acesta, nu găsim pietrele în fiere. Unde sunt pietrele? Alea nu se pot elimina și nu se dizolvă. Noi n-am făcut operația. Unde sunt pietrele? Și ea spune, Dumnezeu m-a vindecat. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea, mărit să fie numele. Dumnezeu și azi încă lucrează, dragii mei. Nu știu dacă dumneavoastră mai credeți, dar eu cred că l-am văzut pe Dumnezeu. Și mi-aș dori ca această credință să o înscrie Dumnezeu în inima dumneavoastră. Conținutul rugăciunii înseamnă tot ce ai nevoie. Vorbește cu Dumnezeu ca și cu Tatăl tău, că-i Tatăl nostru cel ceresc, care se îndură de noi, care ne face bine, care ne dă biruințe, ne dă har, care ne poartă în carul său de izbăvire, mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, dacă atunci se inaugura templu, știți unde este templu în ziua de azi? Și noi suntem templul Duhului Sfânt, templul Dumnezeu, aici,
în ființa noastră, coboară Duhul Sfânt, coboară Dumnezeu în părtășie, vine bucuria cercetării, în rugăciunile noastre în care stăm înaintea Lui, la un moment dat, după ce ai trecut de acel moment de greutate, de luptă spirituală, intri în spațiul acela în care ești cu Tata în părtășie și Dumnezeu îți dă har, mărit să fie Domnul. Coborând în dimineața asta înspre Nashville cu avionul, eram sus în înălțime, mă, un soare numai. Deodată s-a făcut întuneric, când am coborât sub nori, ploaie, mohorât, peste nori era frumos. Dragii mei, așa și la rugăciune. Până nu treci peste nori, ai atâtea întrebări despre ziua de mâine, cum o să faci cu bilurile, dacă ies, acum și Trump, ați scăpat și de problema asta, cine va fi următorul președinte, astea sunt greutățile care stau în minte. Și tu uite în rugăciune și când te rogi, aduci aminte că e cu Trump, e cu bilurile, e cu mama, e cu soacra, cu... dacă ai trecut peste acelea și treci peste nori, intri în parte de părtășie. Stai acolo împreună cu Dumnezeu, acolo începe Duhul Sfânt să transmită mesaje, acolo îți vorbește Dumnezeu inimii tale, acolo vine balsamul vindecător pentru răni trecute, pentru traume, pentru frici, pentru anxietate, acolo este părtășia cu Dumnezeu și îmi doresc în această seară, Doamne, du-ne mai sus de nori să stăm în părtășie împreună cu Tine. Că Dumnezeu e credincios cuvântului Său și ascultă rugăciunea. Știți cum ascultă Dumnezeu rugăciunea? Despre omul acesta mare, George Mueller, se spunea că în ultimii ani de viață a fost contactat de foarte multe persoane care rugau să roage pentru copiii lor care erau nemântuiți. Când a murit el, i-au deschis Biblia și erau foi peste foi băgate în Biblie, tixită Biblia de foi, și erau multe, multe nume scrise. El insista și se ruga înainte lui Dumnezeu. Pe lângă câteva nume erau scrise odată și la un moment dat s-a pus o întrebare, ce însemna data aceea? Au fost rugăciuni care Dumnezeu le-a ascultat, copii care au ajuns mântuiți în urma celor mijlociri. Și el avea data scrisă când Dumnezeu a lucrat, foarte repede. Dar erau multe nume unde nu era pusă niciodată. El murise acum. Și au trecut ani de zile și vin niște băieți din America, în Britania, să vadă dacă pot să-i vadă Biblia lui. Se uită și întreabă și cei cu dățile alea și cu numele acelea. Li se explică taina și îi spun așa, ne-ați dat voie să facem noi o cercetare căutând cine sunt persoanele astea și dacă s-a întâmplat ceva? Sigur, fac o cercetare și identifică că fiecare nume scris pe lista aceea ajunsese în mântuire pentru că Dumnezeu ascultase rugăciunea. Murise omul acesta, mijlocise o viață, a murit. Nu le-a văzut el, dar la vremea hotărâtă Dumnezeu a trimis răspuns din cer. Poate te rogi de ani de zile, poate ca mamă, ca tată, insiști pentru un copil care nu te ascultă. Poate ai o problemă familială și până acum Dumnezeu nu te-a ascultat. Anul trecut, în noiembrie, mă întâlnesc cu fratele păstor Nelu Brie, vine până la Kitchener, intrăm în birou, pastorul și spune, măi Andrei, mi-a făcut Dumnezeu o minune mare, o situație interesantă. Ce, frate Nelu, ce s-a întâmplat? Măi, îți spun, dar încă se cred că de-abia acum încă se dezvoltă situația. Ce s-a întâmplat? După 20 de ani de rugăciune, Dumnezeu ne-a trimis un copil. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un copil. Eu am închis, zice, lupta aia, am știut că e gata. Am luat ideea lui Pavel, după 3 rugăciuni, 3 sezoane de rugăciune, dacă nu da Dumnezeu, îi închis capitolul, voia Domnului. După 20 de ani, Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Dragii mei, Dumnezeu ascultă rugăciunea, de aceea oamenii vin la El, măriți să fie numele. Și în această seară mi-aș dori din toată inima să mai pună Dumnezeu în noi credința aceea. Poate sunt între noi frați, surori, care din cauza așteptării, că o biruință care este tot așteptată, la un moment dat îmbolnăvește sufletul, văzând că nu mai vine biruința nici mâine, nici poimâine, încep să pierzi curajul. Poate sunt persoane care nu mai au curaj. Poate sunt persoane care nu mai au cuvinte în rugăciune pentru că au văzut că până acum n-au trecut peste nori. Îi tot blochează mama și soacra și problemele familiare. Poate sunt persoane care încă așteaptă să vadă vindecarea, izbăvirea. Dragii mei, nu vă opriți că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu este Cel ce lucrează și în ziua de azi. Și în această seară, în încheiere, vrem să facem o rugăciune. Frații, mi-au dat voie să fac aceasta, mi-asum dreptul acesta. Vrem să facem o rugăciune. Ne rugăm cu toată biserica împreună, în care
Dacă realizăm că încă n-am trecut de nori, spunem Domnului, Doamne, ajută-ne să săltăm un pic mai sus de problemele acestea. Vrem să simțim părtășia aia cu Tine. Nu să cântăm mai ad acele vremuri din trecut. Noi am vrea, dragii mei, să gustăm harul care Dumnezeu actual încă îl mai dă prin Duhul Sfânt. Și dacă ești o mamă, un tată, o fică, o persoană care a obosit în luptă, nu mai simte puterea aceea în rugăciune, simte că i-au slăbit genunchii din cauza luptei, oboselii, de sta pe genunchi și ați vrea să ne rugăm, cu permisiunea fraților, facem și o rugăciune în mijlocire pentru cei care au nevoie, las frații să coordoneze mai departe cum vor gândi că e potrivit, dar vrem să ne rugăm ca Dumnezeu în această seară să-și proslăvească numele, să renoiască puterea și să mai demonstreze încă o dată ca Domnului puterea în cer și pe pământ. Amin.